dragii mei, pentru a doua oară spun astăzi, ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Seara aceasta am ascultat cântări frumoase, sunt eu zic, duhovnicești, cântarea care a cântat-o fanfara, spunea, nu va rămâne în memorie o zi. Și toți cei care într-o zi am intrat în apa botezului și am văzut acea frumoasă mărturisire. Înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, mă rog lui Dumnezeu că acea frumoasă mărturisire să o ținem până la capătul vieții noastre. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, în seara aceasta, așa cum am spus azi dimineață, tot eu sunt la rând ca să vorbesc și oarecum parcă n-aș fi vrut la dimineață, poate am ținut un cuvânt mai de morală pe ideea sau pe subiectul cântărilor, dar din când în când îmi spune un frate, este bine să facem un reset sau un update ca să ne aducem aminte că în adunare, de fapt, să cântă cântări și cântări duhovnicești. Și așa cum am spus azi dimineață, dacă cineva vrea să asculte muzică bună, de fapt nu, asta n-am spus azi dimineață, dar vreau să spun în seara aceasta. Adică dacă cineva vrea să asculte muzică bună, nu-l invit. Dar să duce undeva la casă de cultură sau pe stadioane, unde este muzică pentru urechi și eu știu pentru alte lucruri, pentru țopăit, dar aici la noi în adunare și în locul acesta să cântă cântări duhovnicești pe slava lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu și m-aș bucura dacă toți dintre noi, toți care suntem aici, am înțeles lucrul acesta. Amin? Amin. Dragii mei, în seara aceasta am citit un cuvânt, un cuvânt foarte interesant. Foarte interesant. Dar înainte să vorbesc în acest cuvânt, spuneam eu de mai multe ori că îmi place să vă provoc. Dar să vă provoc într-un fel pozitiv. Oarecum la verificat, oarecum la cercetare. Și am băgat de seamă și în ultima vreme am vorbit și cu fratele Iosif aici la Ambon, s-a citit de vreo două sau trei ori într-un ritm mai repetitiv Psalmul 15. Și m-am întrebat oare de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, că vrea să vă spun ceva. Dacă un fir de păr nu cade fără voia lui Dumnezeu și dacă toți pașii ne sunt numărați, oare gândurile noastre și gândurile care le avem, oare astea nu sunt oarecum ghidate de Duhul Sfânt? Mai ales când este vorba de Scriptură, eu cred că da. Și spuneam fratele Iosif, acest cuvânt, acest psalm îmi place, știți de ce îmi place așa de mult? Pentru că te pune față în față cu realitate. Așa cum te pui față în față unei oglinzi. Și spunea acolo psalmistul, dacă vă aduceți aminte, să întreabă, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Sau cine va locui în cortul Tău? Și mai în jos El dă niște răspunsuri. Și când stăm în fața acelor răspunsuri sau acelor lucruri care le spune, ne uităm și zicem, mă, oglinda asta parcă nu este prea în regulă cu ea. Te duci de bună oară, te duci undeva la un magazin și treci prin fața unei oglinzi și după ce treci de ea, faci doi pași înapoi și te uiți, asta mă arată bine oglinda asta. Dacă ai vrut să slăbești, te uiți la ea și zici, nu-i bună. Nu-i bună că asta mai arată mai mult la decât în alt. Și dacă ai vrut ca să te îngrași, spui, măi, asta mai arată mai mult în alt decât părățime. Și se poate. Sunt oglinzi în funcție de cum le pui, în poziția cum le pui, poate să schimbe imaginea, oarecum să o deformeze. Dar vreau să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu este ca oglinzile acestea. El este viu, este adevărat și este un cuvânt încercat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. El este încercat, El este testat. Și nu este testat numai de oameni. Este testat de Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să-L pronunțe. Vine câte unii, mai vine câte un păstor aici și predică câte o predică bună, spune el. Și spune și noi o predică bună. Dar ne întrebăm de multe ori, oare predica care o predici dumneata aici, asta o predici și la dumneata în biserică? Oare lucrurile care ne le-ai spus nouă aici și le-ai împărtășit cu noi, de multe ori mai aspre, de multe ori mai dure, o realitate mai pur și simplu, mai care te șochează, oare asta o spui și la dumneata în biserică? Oare o spui ca să vedem? E testată predica. Deci în biserica din care vii, acest mesaj trece sau nu trece? Câteodată este posibil să fie adevărat. Câteodată s-ar putea să fie predici doar pentru alte biserici. Dar vreau să vă spun ceva.
să revenim din nou la Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu este testat și încercat. Și Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și atunci când ne punem în fața Cuvântului lui Dumnezeu, atunci ne dăm seama ce fel de oameni suntem. Ne dăm seama ce fel de creștini suntem. Ne dăm seama la ce înălțime spirituală am ajuns. Ne dăm seama câtă creștere am avut în ultima vreme. Ne dăm seama oare dacă ar veni Domnul Iisus Hristos în noaptea aceasta sau dacă m-ar chema acasă, oare m-aș duce în împărăția lui Dumnezeu? De aceea eu spun de multe ori, mie îmi place să vă provoc, dar în sensul pozitiv, să ne cercetăm vieții. Să ne cercetăm, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că în vremurile de pe urmă, credința celor mai mulți se va răci din ce pricină? Din pricina mulțirii fără de legi. Și aș vrea să vă spun ceva. În vremurile în care trăim fără de legea, a ajuns la o culme la care n-a fost niciodată. Și în momentele în care vorbesc eu acum, în Montreal, este cea mai mare sărbătoare timp de 8 zile a unor lucruri murdare din Sodoma și Gomora. Din America, din o cea mai mare sărbătoare. Trăim vremuri grele. Nu în privința materială, în privința spirituală. Și a spus de mai multe ori, dacă Lot și-o chinui sufletul la porțile sodomeze, oare noi ne locuim în Sodoma? Ne chinuim sufletul? Ne chinuim sufletul? Sunt dure lucrurile. Sunt dure aceste cuvinte să le spun. Dar este o realitate. De aceea îmi spuneam fratelui Iosif, cuvântul din seara aceasta, aș vrea să vă chem. Așa cum Dumnezeu l-a chemat pe acest împărat care poate avea vreo 40 de ani, era mai tânăr ca și mine. Și Dumnezeu i-a spus un mesaj. Omul acesta era bolnav. O boală undeva la șorb, zice că avea o umflătură, probabil o bubă, o infecție. Dar știți că infecția te duce la moarte dacă nu-i tratată. Pneumonia te duce la moarte dacă nu-i tratată. Infecția la flămâni te duce la moarte dacă nu-i tratată. Și Dumnezeu, în timp ce omul ăsta a avut o boală, de multe ori spune oamenii, a murit de cancer, nu a murit de cancer. Și de ce a murit? Dumnezeu i-a chemat acasă, s-a terminat zile. Boala aceea doar a fost un element care a contribuit la opririi vieții lui sau la stingerea vieții lui pe aici, pe acest pământ. Dar pentru că a murit, a murit pentru că Dumnezeu i-a spus până aici. Și acest împărat, să spune despre Ezechia, care spunea fratele Iosif cu vreo 100 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, potrivit pe vremea lui Isaia, de fapt. Să spune despre el că era un împărat bun. Era un împărat care a împărățit în regatul de sud al Israel, la Ierusalim. Și spune despre el în Cartea Cronicilor că era un împărat care a făcut fapte de evlavie. Despre puțin oameni se spune că au fost evlavioși. Despre el așa se spune că au făcut fapte de evlavie. Dar Dumnezeu a hotărât, nu știu de ce, măcar că asirienii băteau la poartă să asedieze Ierusalimul. Și când au venit acea căpetenie a asirienilor și au adus scrisoarea, i-au adus-o la Ezechia și au spus, Ezechie, nu mai amăzi popor. Și nu te amăzi pe tine însă. Crezând că Ierusalimul tău, cetatea ta, va scăpa de asirieni. Și au început să înșire acea căpetenie a Siriei. Au început să înșire, să-i spună acolo, uite, Dumnezeul tălui popor, acelui popor, acelui popor, au putut să-i scape. Nu au putut să-i scape de asirieni. Păi nici pe tine Dumnezeul tău nu te scapă. Și ce-a făcut Ezechia? Și ce-a făcut? O faptă de evlavie. Ce-am fi făcut-o noi? Ne-am fi adunat poate toate căpetenile oștirii și i-am spune, faceți un plan de bătaie. Să vedem cum ne apărăm sau cum îi luăm prin surprindere. Poate după mintea noastră așa am fi făcut. Dar știți ce-a făcut Ezechia?
O lua scrisoarea. S-a dus și o pus în plecare lui Dumnezeu. Că, Doamne, ascultă ce spune oamenii ăștia. Este adevărat. Este adevărat că au trecut peste poporul cu tare și peste poporul cu tare. Și Dumnezeul lor nu a fost în stare să-i apere. Dar tu nu ești Dumnezeu cum e Dumnezeul lor. Tu ești un Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu i-a transmis o mesajă lui Ezechia și o să auzi. Du-te și spune-i. De cine râzi tu? De fica Sihonului? Și Dumnezeu i-a transmis un mesaj la sirienilor. Și Dumnezeu i-a nimicit. O faptă de evlavia lui Ezechia. Dar totuși, după aceste lucruri, Dumnezeu îi trimite un mesaj prin prorocul Isaia, atunci când ești bolnav, atunci când ești nădăjit, atunci când ești cu moralul la pământ. Nu știu dacă ați fost vreodată în situația asta. Nu știu dacă ați fost vreodată în situația în care începi să-ți duvezi zilele și să te gândești oare duc până la sfârșitul săptămânii. Probabil într-o astfel de situație era Ezechia. Să-ți mai vină și un proroc. Acest Isaia, care era un proroc mare, prorocul acesta, Isaia, avea acces la curtea împăratului. Dacă veți citi prorocii care sunt scriși aici, înainte de Noul Testament, sunt aici, este cartea prorocilor sau gruparea prorocilor, care se spune despre ei că erau proroci mai mici. Unii dintre ei au prorocit numai câte 3-4 luni, după aia nu mai proroci. Și ei s-au prorocit cel mai mult prin popor. Așa cum un proroc mi-a prorocit mie, mi-a prorocit fratelui Vasile, dar acest Isaia prorocea împăratului, mergea împăratului și spunea, așa vorbește Domnul. Și ce spunea? Nu era glumă, nu era cuvântul lui, era un mesaj din partea lui Dumnezeu și ce spunea, aceea s-a întâmplat. Și merge și în timp, în vremea asta, când Ezechia săracul o fi încercat toate leacurile și toți doctorii să se vindece, vine Isaia și spune, auzi Ezechia. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Boala lui ducea la moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că își vei muri și nu vei mai trăi. Scurt pe doi. Un mesaj clar, direct la subiect, hotărârea luată. Contul lui Dumnezeu ne spune despre Ezechia când a auzit lucrul ăsta. S-a dus înaintea lui Dumnezeu. S-a dus înaintea lui Dumnezeu Ezechia. Și s-a plâns. Înaintea lui Dumnezeu vrea să trăiască. Care om, fraților, la 40 de ani ar vrea să trăiască? Și l-a vrut să înaintată. Orice om vrea să trăiască. Orice om vrea să trăiască. Un om normal la cap. Un om sănătos la mine. Vrea să trăiască. Și cât ar fi de bolnav și cât ar fi de oarecum de ostovit, de ani care au trecut peste el, să duce mai încet cu bastonul, dar vrea să trăiască. Pentru că așa a pus Dumnezeu în noi dorința aceasta, să trăim. Să duce înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, o justificare sau oarecum o plângere, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și zice niște lucruri foarte important, care m-aș bucura dacă lucrurile acestea s-ar găsi în viața noastră. Și spune, aduceți aminte de mine. Aduți aminte că am umblat înaintea ta cu inimă curată. Am făcut ce este bine înaintea ta. Și aduce niște justificări înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Și zice că s-a și plâns. Dar n-ar vrea să mă duc mai jos cu aceste cuvinte. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Știți care a fost ideea mea de la început, în seara aceasta? A fost versetul, primul verset, a doua parte. Dumnezeu îi spune acest mesaj lui Ezechia și zice, pune-ți casa în rânduială. Mai este acest cuvânt, mai găsim acest pasaj cu Ezechia, dacă bine mi-aduc aminte, tot în cartea prorocului Isaia, că de fapt, și Isaia o participa în capitolul 38. Și spune aici Dumnezeu mesajul acesta, puneți casa în rânduială. Acum îi spuneam lui Estera, mă, eu cred că într-o zi, dacă nu o să mai fiu în biserica asta,
eu știu, să mă duc la cele veșnice sau să mă mut în altă parte, dacă biserica asta rămâne cu amintire față de mine, ar rămânea cu amintirea că am bătut mult apropo, părânduială, părânduială și părânduială. Aș vrea să vă spun că la fiecare îi dat darul lui. Mie nu mi-a dat darul prorociei. N-am darul vedenilor. Dar poate mi-a dat darul ăsta de rânduială. Și de la 18 ani, de când m-am dus în armată, m-au văzut că am o bună rânduială. Și am rânduit în armată, timp de aproape 2 ani, niște lucruri că au fost impresionați. Și au zis, bă, tu ceva nu-i cu tine, în regulă. Aici unde muncesc, am pus în rânduială niște lucruri care au rămas iar impresionați. Și au lasă-l pe el, să ocupe el de treaba asta. Probabil mi-a dat din un dar poate natural. Să vorbesc de rânduială. Dar vreau să vă spun ceva. Știți că Dumnezeu are rânduială? Știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii? Nu are dezordine. Spune niște oameni care se certau între ei. Evoluționiștii și creaționiști. Ăștia care susțineau creația lui Dumnezeu. Și oarecum se confruntau între ei. Pentru că ăștia evoluționiștii spune că bani au explodat și după cu milioane de ani, și vorbesc de acolo de milioane, milioane și miliarde de ani, totul s-a organizat așa și putește și foarte frumos și o rânduială perfect. Și spunea cei care apărau teoria evoluției, creaționismului, știți ce răspund eu dat? Domnule, într-un Boeing 747, sunt mii și mii și mii de piese. Dacă le iei și le pui într-un hangar și pui niște ventilatoare cele mai puternice într-o parte și în alta și dai drumul la ventilatoare timp de 3 ani, sigur că după 3 ani o să fie un Boeing tot asamblat, tot pus unul pe statul și pune zbor. Păi nu, domnule, nu o să fie așa. Păi dar cât trebuie atunci? 6 milioane, cât trebuie? Dar trebuie 6 miliarde, cât trebuie? Cât vă trebuie ca prin ventilatoare ca să construiască acel boi. Dom'le, trebuie o minte înțeleaptă. Trebuie niște oameni înțelepți. Niște oameni care au făcut piesele alea să fie în stare să le și asambleze. Și trebuie și un pilot ca să poată să-l și conducă. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al orânduielilor. Și noi trebuie să fim niște oameni al orânduielilor și al rânduielilor. Amin? Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc de rânduială. Dar nu știu, Dumnezeu aici când se referă și spune la Ezechia, l-am întrebat și pe fratele Iosif, frate Iosif, după ta cum vezi? Despre ce rânduială vorbești? Viața lui Ezechia, dacă o citim, calitățile lui, avea o viață foarte bine pusă la punct. Și foarte evlavios omul ăsta. Nu știu câți dintre noi am putea să spunem ceea ce o spus el, cu mâna pe inimă să ne rugăm, să ne punem pe genunchi, să spunem și să fie și adevărat. Vreți să citim ce spune Ezechia? Versetul 3. Doamne, adu-ți aminte căci am umblat înaintea feții tale cu credincioșie, cu curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a văsat multe lacrimi. Adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Puteți să spunem la orice oră lucrul acesta? Că am umblat cu credincioșie? Că am fost credincioși lui Dumnezeu în toată purtarea noastră, așa cum se spune despre noi. A fost credincios casă lui Dumnezeu în toată purtarea noastră. Putem să spunem. Ezechia a spus. Apoi spune cu curăție de inimă, dragii mei. Putem să spunem lucrul ăsta că în toată purtarea noastră, în toate relațiile noastre, nu cu Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu noi știm pe de-ascuns ce-i spune, dar cu oameni. În toată purtarea noastră am umblat cu curăție de inimă și am făcut totdeauna bine înaintea lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu îi spune, pune-ți rânduială. M-am întrebat și repet. Probabil o rânduială înainte de moarte. Să lasă un moștenitor, să lasă un alt împărat în locul lui. Nu? Nu lași casa lui Israel fără căpetenie. Probabil rânduială mai era încă loc de rânduială în viața lui, în viața spirituală, înainte ca Dumnezeu
să-l cheme acasă. Că dați-mi voi să vă spun. Uitați-vă cu băzgare de seamă la mulți credincioși de-ai noștri. Mulți frați și surori. Și nu spun asta oarecum cu ideea ca să arăt cu degetul. Nu! Este lucrarea lui Dumnezeu, pentru că prin felul acesta Dumnezeu îi curățește pe oameni înainte să ia la el acasă. Uitați-vă cu băgare de seamă câteodată când unul dintre ai noștri, dragi de noștri, ultimele 3, 4, 5 luni de zile, este în suferință, înainte de a deceda. Este într-o suferință cum n-a mai fost niciodată tot în viața care a petrecut înainte. 70, 80, 100 de ani, 40 de ani. Probabil este un mod de a, că Dumnezeu îl curățește înainte să-l cheme acasă. Probabil Dumnezeu îi spune lui Ezechia, pune-ți viața în îndoială, mai ai niște lucruri care nu ți le reproșezi, doar să ți le spun eu. Nu ți le spun eu prin gura lui Isaia, doar să ți le spun eu. Dar înainte să te chem acasă, pune-le în îndoială. Probabil, nu știu. Dar ceea ce vreau să vorbesc în seara aceasta, dragii mei, de acest cuvânt, să ne punem în îndoială. Și întrebarea mea este pentru dumneavoastră în seara aceasta, ce ziceți dumneavoastră? Vorbim de viața spirituală, nu vorbesc de viața materială. Dați-mi voie să vă spun, și o spun cu plăcere, românii sunt niște oameni gospodari. Și Domnul se binecuvinteze. Sunt gospodar bun. Și în fața românului nu iar bani un pie. Da, liniștiți, o taie de două ori pe săptămână. Și casa lui e organizată. Te duc la el în casă și nu-i mobil la mijlocul casei, că n-am văzut, numai la unul am văzut. Bă, m-am dus la el în casă și am făcut slavă. Am vrut să mă pun pe pat, mă chema la el, dar cu mulți ani... Mă, am zis, unde-i pat? Erau ani păstător. Până la jumatea peretelui erau ani și era cărat. Bă, dar cum trăiești? Păi nu, că să le vând. Le vând și iar aduc, și iar le vând și ce nu mai apuc, că aduc mai multe decât le vând. Dar, în general, suntem niște oameni foarte bine puși acum, din punctul ăsta. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și l-a spus, de fapt, israeliților, în cartea Deuteronomilor, înainte să intre în țara promisă. Băgați de seamă. Băgați de seamă. Când veți intra în țară, în țara promisă, și veți locui în case frumoase. Ei locuiau în corturi. Deci au locuiau în corturi, 40 de ani. Să nu credeți că au avut case ca și noi. Dar când s-au stabilit în Israel, și-au construit case. O să vedeți, băgați de seamă, când veți vedea că vă îmbogățiți, că de-aia v-am adus. Dumnezeu de-aia a adus să fie bogat și din punct de vedere material. Israel nu trebuie să ceșească de la nimeni. Și nici poporul lui Dumnezeu de aici nu trebuie să ceșească de la nimeni. Pentru că Dumnezeu ne dă, amin? Și în privința asta. Și asta o vedem. O să vă spun, am venit în Canada cu 600 de mărci. Atât am avut când am venit în Canada. Și cu mâna în buzunar. 600 de mărci și cu hainele de pe mine. Și cu pătrul. Dar aș vrea să vă spun, prin munca mâinilor, Dumnezeu m-a binecuvântat. Și se uită de multe ori chebecoșii la tine și canadienii și ce vă, tu ce ai făcut? Mă, nu se poate, după muncă tu mai ai ceva. Tu mai ai altă muncă, tu faci ube. Mă, nu fac, măi. Dar cum faceți voi? Cum faci, domne? Cum faci? Explică-ne cum fac. Bă, nu mă duc la restaurant. Dar, în fine, haideți. Asta a fost o paranteză. Și le spune Dumnezeu lui Israel, măi, să nu uitați pe Dumnezeul vostru. Să nu vă duceți după Dumnezeu străin, pentru că tendința te duce acolo. Când vezi că ți-e bine, ca și cum cam uiți de unde ai venit, că ai venit din pustiu. Măi, că ai fost rob în Egipt și egiptenii ăia și-au construit palate cu tine. Uiți, uiți. Așa te duce, dacă nu-ți faci un abei, uiți. Dar Dumnezeu le-a dus aminte și a spus, dacă lui este Dumnezeu, să știți că veți pieri. Vă voi nimici. Ca pe popoarele care au fost înaintea voastră, pe pământul pe care veți fi voi. Vă voi nimici. De aceea este bine să ne facem o analiză, dragii mei. În seara aceasta, și cred că am antrenat mult acum introducerea asta, dar vreau să vă spun ceva. În viața noastră de credință, sunt lucruri de pus în rânduială sau nu? Dumneavoastră ce ziceți? Trebuie să mai rânduim în primul rând.
am găsit trei puncte la care trebuie să ne adaptăm. Sau la care trebuie să apăsăm pe butonul acela de reset. Să le punem înapoi cum a fost la început. Și primul lucru, noi ca și bărbați, care suntem preoți în casele noastre. Dragii mei, mă adresez în primul rând bărbaților. Trebuie să ne punem casa în rânduială noi înșine, în primul rând. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Înainte să spui familia ta, nevasta ta, copiii tăi, trebuie să te pui pe tine în rânduială. Drept sau nu? Drept sau nu? Dragii mei, eu așa procedez. Încerc să mă duc în ordinea cronologică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului și femeia aceea este. Un test mare pentru surori. Surorilor, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu aș fi mândru să spun lucrul ăsta. Femeia este slava bărbatului. Este slava bărbatului femeia. Este ceva de cinste. Un bărbat să laudă cu femeia lui și spune, ca așa mea, și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, nu e niciun. Asta se scoală de dimineața, faci așa, faci așa, faci așa, faci așa, nu e niciuna. Ca femeile pocăiților, nu e niciuna. Domnul să le vine cu intenta. Da, noi ca bărbați, trebuie să ne pune viața în Dumnezeu. Dragii mei, știu că cuvintele astea nu prea sunt populare și nu sunt la mulți, dar este bine să ne le aducem aminte. Cuvântul lui Dumnezeu, am luat doar un singur verset pentru bărbați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Timotei, frate David, dacă vreți să mă ajuți, capitolul 2, versetul 8. Să vedeți ce spune cu... S-a mai amintit de mult. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. În orice loc. Dragii mei, să nu faceți cum au făcut când a venit în Canada, au făcut cineva într-un McDonald's, s-a dus să mănânce și el a înțeles că în orice loc s-a ridicat în McDonald's, mâinile sunt și a început să zbeare pe acolo. Iar o luat și-o luat, dar să ce-i cu tine aici? Ne deranjezi pe tot, ieși afară de ei. Dragii mei, aici este și înțelepciune. Să fim în stare să ne rugăm în orice loc. Și să ridice spre cer mâini curate. Dragii mei, înainte să venim la adunare, ne-am spălat mâinile, din punct de vedere fizic, nu cred că am venit careva cu mâini murdare pe aici pe la adunare. Nu cred. Dar aici nu se referă la aceasta, la igiena asta corporală. Se referă la curăția inimii. Pentru că atunci când curăția inimii nu este la locul ei, e țâjenă. Nu poți să ridici mâinile. Nu poți să ridici mâinile. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un exemplu și Domnul Iisus Hristos spune despre doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Uitați-vă atitudinea acestor doi. Unul dintre ei se lăuda și spunea, eu dau zecioară din cutare, din mărar. Păi, fraților, omul ăsta spunea niște lucruri care te impresiona. Care trebuie să spun, eu nu le fac. Păi nu pot să mă duc așa pe omul ăsta. Impresionam cum făcea omul ăsta. Dar era lângă el. Ăsta avea un curaj mai mult omenesc, pentru că se referea că are trecere înaintea lui Dumnezeu din cauza faptelor lui. Așa îi spunea legea. Dar pe baza faptelor, trecerea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu este zero. Era lângă el unul care știți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus? Când se bătea cu pumnul în piept și spunea ceva. Ai milă de mine, păcătos. Ceea ce vreau să spun în evidență, omul ăsta n-avea curajul să ridice mâinile. Și de ce? Pentru că știa că e păcătos. N-avea curajul să ridice mâinile. Știa că în inima lui este nelegiuit. Și era păcătos. Dar totuși Domnul Iisus Hristos spune, din cauza atitudinii, prin urmare, din cauza atitudinii care o are înaintea lui Dumnezeu de smerenie și de recunoștință, vă spun că mai degrabă omul acela s-a dus acasă, mai degrabă el ascultă decât ăsta. Ăsta a venit cu faptele, a venit cu lista. Domne, asta e lista și trebuie să vă ascult. Înaintea lui Dumnezeu nu merge așa. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus și dacă vrea fratele David să mai pun o dată acel verset, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate,
fără mânie și fără îndoie. Fraților, vreau să mă iau și de asta. Vorbesc, fraților, stați niște de surorilor. Ia-ți și pentru dumneavoastră. Fără mânie! Băi, dar eu sunt un om mânios. Dumneavoastră mă vă mâniați, fraților, vă mâniați? Eu vă spun că eu mă mâni. Mă mâni. Dar știți ce fac? Îmi pun un frâu. Și spune unde? Până la păcat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Ai motive să te mâni. Păi pe tot locul este motive. Și la mine casă sunt motive să mă mâni. Și la mine casă. Ai motive ca să ții oarecum, să te superi pe nevasta? Păi cum să n-ai motive? Dar ce, și iarnă? Dar și iarnă împotriva ta. Nu? Dar zice să nu ții răcați pe ele. Dacă ai ținut răcați pe ele, ai păcătuit. Fără mânie. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu și să ne rugăm să reglăm această problemă. În primul rând, mâinile noastre să fie curate. Prin urmare, inima noastră să fie curată, să ne permită să ridicăm mâini curate spre cer. Și apoi, fără mânie și fără îndoieli. Și ce înseamnă îndoieli? Mă, oare se ridic? Oare mă ascultă sau nu mă ascultă? Cineva mi-a zis odată, dar chiar crezi că mă ascultă Dumnezeu? Mă, dar scrie cuvântul că te ascultă! Mă, dar nu cred că mă ascultă. Păi dacă nu crezi că te ascultă, nu te ascultă. Nu te ascultă. Dragii mei, și mă refer la bărbați, să ne punem în rânduială lucrurile acestea. În primul rând, să fim adevărați preoți în casele noastre. Mi-aduc aminte odată, într-o paranteză să vă spun, când m-am însurat, un prieten de-al meu care s-a dus până America, mai venea pe aici, m-a văzut odată că vorbesc la telefon cu Estera. Și eu sunt politicos. Am vorbit frumos cu ea. După ce am acușat telefonul, zice, bă, dar tu, e problemă. Păi de ce, mă? O zis, îți spun ceva. Când am să mă însor, am să dau cu pumnul în masă și eu am să fiu șeful și o să facă toată casa cum vrea eu. Ok, o să mai vedem mai încolo. I-a dat Dumnezeu o casă de copii, nu o casă, patru case de copii. I-a venit odată la mine, avea 8 sau 9. I-am pus la masă, mă, nu știai, că eu nu aveam atâtea scaune când erau ei. Nu știam cum, pe care să-l scâsle cum la ăla, cum la ăla. Și ce-a făcut? Un lucru care m-a impresionat. O aștepta să mănânce toți copiii. Toți copiii. Și după ce o mânca toți copiii, fiecare l-a lăsat în farfurie, bat, fiecare după puterile lui. S-a apucat să mănânce din farfuriile lor. Băi, am zis, e o problemă. Problema este cu târg din două părți. Una, că tu dacă mănânci toate farfurile, păi, o să fie problemă cu tine. Și a doua, păi tu nu mai dai cu pumnul în masă, mă. Păi te-ai spus că tu faci aia când te sori. Măi, zice, am vorbit ca un om fără minte. Ca un om fără minte. Zice, îmi iubesc nevastă și copiii ca pe ochii mei. Dragii mei, și vorbesc despre bărbați care nu știe să-și aprecieze nevastă, să-și pună în rânduială viața și să prețuiască ceea ce Dumnezeu i-a dat. Amin? Să prețuiască ceea ce Dumnezeu i-a dat, pentru că nu i-a dat-o nici pentru zi, nici pentru două, ci i-a dat-o pentru veșnicie. Dacă copiii Dumnezeu mi-a dat pentru o vreme și după o vreme vine o fată frumoasă și în el ia, nu-i mai atât. Păi aici. Așa cum nevasta nu-i mai a lui maică-sa și a lui taică-sa, că este a ta. Dar cu nevasta, într-o zi, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Amândoi împreună. Și zic la Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Dacă seara aceasta, sunt aici bărbați care nu și-au pus, sau nu ne-am pus, mă refer și la mine, să nu credeți că numai despre chitare sau... Nu. Mă refer și la mine. Să ne punem în rânduială atitudinea față de casele noastre. Amin? Apoi, n-aș vrea să dau prea mult pe surori, pentru că surorile noastre, eu zic că nu-i problemă cu ele. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia s-a scrisă de bărbat și să se teamă de bărbat. Dacă este o femeie aici, dacă este o soră, zic, care până aici o crezut că asta e o glumă, aș vrea să vă spun ceva, trebuie să ascultați de bărbații dumneavoastră și să vă temeți de el. Nu să vă temeți că vine fratele ăla și dă cu pumnul în masă. Nu.
Nu în privința asta. Știți cum să vă temeți? Să-l vedeți ca pe un om al lui Dumnezeu. Știți cum, știți ce făcea Sara? Sara îl iubea pe Avram și îl numea, știți cum? Domnul meu. Dar știți de ce? Că Avram era șeful. Nu. Îi vedea relația lui Avram cu Dumnezeu. Îi vedea spiritualitatea lui Avram. Și nu-și permitea să-l numească altcuva. Bă, du-te, adu-mă un pahar de supă sau o pahar de apă sau ăsta. Îl vedea și îi spunea, Domnul meu, îl prețuia. Dragile mele surori, ascultați bine lucrul acesta. Dacă până aici este vreo soră care nu înțeles cuvântul acesta, ar vrea să vă aduc aminte, dragile mele, ascultați de bărbații voștri în Domnul. Știți de ce? Este rețeta perfectă ca să-ți păstrezi căsătorii. Dumnezeu a lăsat acest standard și în standardul acesta a vom merge până înaintea lui Dumnezeu. Dar să știți, este un cuvânt și pentru surorile bătrâne. Nu numai pentru cele tinere. Dacă până aici cele poate bătrâne, de la urmă până acolo, până la versetul acela spune și ce spune cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel. Le spun celor femeilor în vârstă să le învețe pe cele. Vă las pe dumneavoastră să vedem. Ați ajuns acolo cu cititul sau nu? Să le învețe pe cele tinere ce să facă? Să-și iubească bărbații și copiii. Asta să le înveți. Asta să le înveți. Dragii mei, sau dragile mele, dacă până aici n-am făcut asta, ar vrea să ne punem în rânduială și lucrul acesta. Amin? Să ne ajute Dumnezeu să-L punem în rânduială. Apoi, odată ce părinții s-au pus în rânduială cu lucrurile acestea, știți cum devin părinții? Știți cum devin? Părinții devin automat spirituali, devin duhovnicești. Și atunci poate să pună o relație bună cu copiilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, de fapt, părinții nu-s despărțiți de copiilor. Trăiesc într-o armonie perfectă cu copiilor. În felul acesta, noi putem să ne punem în rânduială toată casa. Noi, ca și părinți, punem în rânduială și relația între noi și copiii noștri. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Geneza, capitolul 18, cu versetul 19. Dumnezeu trece pe lângă Avram. Dumnezeu trece ca să vadă, trimite doi oameni, doi îngeri, ca să vadă dacă lucrurile la Sodoma sunt așa după cum a venit zvonul la el. Și uitați ce spune Dumnezeu. Spune Dumnezeu, aș putea să trec pe lângă prietenul meu, Avram, și să nu-i spun planul meu care l-am față de el. Și cetățile care știu acolo, lângă el, numai dintr-o dată să vadă foc din cer și să nu știe ce s-a întâmplat, să nu știe de ce. Aș putea să-i creez eu surpriză la Avram în felul acesta? Nici de cum. Uitați ce spune Dumnezeu despre Avram. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și case lui după el ca să țină calea Domnului. Dragii mei, dragii mei, între părinți și copii trebuie să fie o legătură bine integrată. Să punem în rânduială lucrul acesta. Dacă în seara aceasta, sau dacă eu știu cei care sunt acasă sau în altă parte, îmi pare rău că nu sunt aici. Dacă este o despărțire sau o ruptură între copii și părinți sau între părinți și copii, aș vrea să pun în lucrul acesta în rânduială, amin? Pentru că în felul acesta vom fi niște familii, familii puternice înaintea lui Dumnezeu. Vrem să punem lucrul acesta. Știu că sunt probleme, dar mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte când am fost eu, când am avut 17-18 ani și nu mă sustrag de la aceasta. Și ce gură mare aveam? Știți cum îi numeam pe... Nu pe ai mei. Mi-erau jeni. Dar pe cei mai bătrâni? Bă, lasă-mă, pati, că voi ați venit la Cluj copii. Și voi așa, și voi așa. Lasă-mă, bă, generația voastră. Noi știm. Și așa cum spunea fratele meu. Și bineînțeles că se creează atunci, prin anii 80-85, se crea o prăpastie între părinți și copii. Dar ce este trist? Că se creează și între cei care vin la adunare. Ceea ce nu este bine. Ceea ce nu este bine, dragii mei. În vremurile în care trăim, se creează și mai mare prăpastia aceasta. Și știți de ce? Este un motiv care societatea oferă. Pentru că aici copiii foarte repede pot să fie independenți.
Foarte repede, de la 16 ani ce ai dreptul să muncești, 17 ani dacă îi crești cu la copil, să se ducă că stă cu ciomul lui și cu cioma ei și mai dincoace și mai dincolo, el se duce. Și nu ai ce să faci. El se duce. În vremurile noastre nu a fost chiar așa, că dacă mă duceam, veneam după aia așa, tot pe la poarta lui Daifu. N-aveam unde să mă duc. Ce chirie, ce muncă la 16 ani. Dragii mei, în vremurile în care trăim, să știți că de multe ori societatea voastră vrea să creeze această ruptură între copii și părinți. Părinții să trăiască în felul lor, la vie e cum zic ei, dar noi, pe cei noi veniți în lumea asta, îi creștem după planurile noastre, după viziunile noastre, după modelul nostru și facem niște oameni după standardele noastre. Aș vrea să vă spun ceva cu toată tăria. Să nu fie așa în familiile noastre. Să nu fie așa în familiile noastre. Copiii noștri să fie alipiți de noi. Și atunci când merge la adunare, nu-i îngădui, dragii mei, nu-i îngădui pe copilul meu să lasă acasă, că n-are că să vină la adunare. Vă aduceți aminte ce a spus Dumnezeu despre Avram? Știu. Știu că Avram va poruci casei sale, o poruncă, gata-te și vii la adunare. O să înțelegi mai târziu. Apoi, știți ce spune Iosua? Uitați Iosua, când trecea Iosua, bătrânul și luptătorul Iosua, acum era bătrân, era epuizat. Dar ce îmi place declarația lui? Iosua, capitolul 24, versetul 15. Când trecea prin probleme și prin necazuri, acest Iosua, uitați ce spune a doua parte, ca să o economisim puțin din timp. Cât despre mine. Vorbea despre el. Bineînțeles și despre nevastă. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Noi vom rămânea credincioși lui Dumnezeu, indiferent de ce vremuri vor fi. Indiferent cum se vor schimba oamenii, noi vom sluji lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă și la punctul acesta trebuie pusă rânduială în casele noastre, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să avem putere să spunem eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Deci spune cuvântul lui Dumnezeu despre Corneliu. Când s-a dus, pare la apostol și le-a propovăduit Evanghelia. Știți cine a fost botezat? Tot eu și nevastă sa. Numai el? Toată casa lui Corneliu. Să nu credeți și ce-a făcut ăsta Corneliu. Mi-imaginez că Corneliu ăsta s-a ridicat în picioare și a zis, este careva care nu a acceptat cuvântul. Că noi o băga cu forța. Nu vrei, hai cu forța, na. Toată casa lui. Dragii mei, toată casa lui. Corneliu a fost un exemplu și și-a ținut tot. Eu cred că și robii lui. Și toți cei care au fost în jurul lui. Toți au fost botezați. Și-au trezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Avem această datorie. Noi și casa noastră să slujim lui Dumnezeu. Dragii mei tineri care mă ascultați. Și copiii mei. Oh, la ei să le face stela morală. Nu trebuie să le mai fac. Ar plene vrea cu ea. Că nu mai fac morală. Cu ei gata, i-au terminat. Dar vreau să vă spun tinerilor, ce ziceți? Acceptați cuvântul ăsta din partea lui Dumnezeu? Acceptați ca să fiți bine în viață? Doriți fericirea în viață? Sau vreți să fiți fermecător? Sau fermecătoare? Așa ne învață societatea. Dar vreau să vă spun ceva. Ce spune înțeleptul Solomon, ce spunea el? Ceea ce face farmecul unui om, știți ce face? Bunătatea lui. Bunătatea lui. Nu neascultarea de părinți. Nu neascultarea de păstor. Nu ignorarea păstorului. Nu ignorarea comitetului. Nu ignorarea slujitorilor. Nu ignorarea față de Scriptură că e înapoiată. Nu! Este bunătatea lui. Bunătatea din inimă face frumusețea ta. Și știți ce este bunătatea? Este Hristos. Este Dumnezeu. Ești un om bun când slujești lui Dumnezeu. Cine nu slujește lui Dumnezeu nu are bunătate în inimă. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu la toți tinerii să le umple inima de bunătate. Amin? Amin. După ce am pus această rânduială viața noastră și ne-am pus familia noastră în rânduială. Toată casa noastră, eu și casa mea vom sluji lui Dumnezeu. Mai este un lucru care trebuie să-l punem în rânduială, al treilea lucru.
poziția noastră cu privire la slujirea în adunare. Știți de multe ori și am întâlnit, să știți că am întâlnit, și cu părere de rău vă spun, am întâlnit familii care erau foarte bine integrate. Așa ca și Anania cu Safira. Mă, cum o minții el, o minții și ea. Și să înțelegeau de minune. Să înțelegeau de minune. Dar în cele sfinte, în cele sfinte nu avem nimic de a face cu biserica. Păi am zis că cum puteți să trăiți, mă, trăiți ca sălbatici? Nu se poate mai așa ceva. Mai ales că suntem străini într-o țară străină. Suntem de două ori străini. Cum puteți să trăiți așa? Dragii mei, poate până aici am spus, băi, eu sunt fratele, eu sunt cu fratele Mircea și cu cei din comitet, să-și vadă de lucrarea lor, eu văd de treaba mea, de haita mea, de familia mea, eu mă duc și stau spectator cât îmi permite legea, nu zic nici bine, nici rău, nu fac nici revoluție, nu ajut pe nimeni, eu stau liniștit. Dragii mei, nu merge lucrurile așa. Cel care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu se implică în lucrare, amin? Și noi trebuie să ne implicăm copiii și pe noi în lucrare. Dacă vă aduceți aminte de fratele care a fost ultima dată. Fratele, eu zic Emilian, așa îl cheamă, nu? Ați sesizat un lucru cu privire la tine. Ați sesizat un lucru. De fapt, mai mult. Dar era un lucru, un detaliu foarte important. Și îmi pare bine că l-a spus. Dar eu îl repet acum. Și ce-o spus? Tinerii care nu sunt implicați în lucrare sunt cei mai expuși ca să nu urmeze calea Domnului. Cei care nu sunt implicați nici la orchestră, nici la fanfară, nici la corul de fete, nici la tineret, nimic, Doamne, eu stau așa de capul meu. Sunt cei mai expuși. Haideți să vedem oare cuvântul lui Dumnezeu acceptă ca să nu facem nimic? Nu facem rău la nimeni, dar nu facem nimic. Nici bine. Oare la asta suntem chemați? Dragii mei, la asta suntem chemați? Oare nu suntem chemați să punem umărul fiecare la slujire? Știți ce făceau unii oameni pe vremea când ei au ieșit din Egipt? Știți care a fost geabul lor? Au adunat lemne. Bă, dar este important să adun lemne de foc. Au adunat lemne. Și asta era o lucrare care o făcea. Știți ce a făcut o femeie în vârstă, o femeie bătrână, când în satul ei, în România, s-a construit o biserică? Bă, asta n-aveau avea 100 de dolari pensii de la colectiv. Atât i s-o dat. Asta nu a avut bani să dea nimic. Avea 80 de ani. Nu știa cu ce să pot ajuta și eu n-am cu ce să ajut. Eu n-am cu ce să ajut. Și a venit în minte unul. I-a venit în minte unul. O zis, când frații vin cu căruțele și adună, aduce bolțari, și aduce balastru, și aduce cimeci, eu mă duc cu șurțul meu și de pe marginea drumului am să adun într-o scoțel. Am să adun iarbă și am să mă duc și am să-mi dau de mâncare la cai. La cai. Și îi hrănea în fiecare zi vara pe acești cai care mâncau. Și la sfârșitul lucrării, asta nu o spun nici pentru ca să vizez păstorul, nici pe mine și nici pe frații din comitet. Numai vreau să vă spun cum Dumnezeu apreciază un lucru simplu, dar făcut din inimă. Orice lucrare care o faci pentru Dumnezeu, trebuie să fie implicat. Și femeia aceea bătrână o înțeles că trebuie să fie implicat. Păstorul când s-a terminat lucrarea, a spus, cred că m-am obosit, cred că m-am trudit, cred că am făcut prea mult. Și a avut un vis. Dumnezeu i-a dat un vis. Și a zis, femeia aia, vădvă, singură de la capătul satului, o făcut mai mult decât voi toți. Mai mult decât voi toți. S-a supărat într-o anumită măsură păstorul dimineața și a zis, Doamne, păi eu am făcut până am intrat aproape în depresie. Păi ce-a făcut femeia asta? Ca să nici n-am văzut-o pe aici. S-a dus la el și a zis, femeie, spune-mi ce ai făcut. Spune-mi ce ai făcut. Că bani ai dat, nu ești nicăieri pe listă. Ce ai făcut tu pentru Dumnezeu de pur și simplu? Dumnezeu m-a tulburat. Și a spus, frate păstor, iartă-mă, dar eu n-am putut, eu nici bani n-am avut. Eu n-am putut să fac nimic, tot ce am putut, am dat de mâncare la cai. Dragii mei, este important să lucrăm pentru Dumnezeu. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că în Evanghelia după Matei,
capitolul 25, începând de la versetul 14 la 30, vorbește despre pilda talentului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că Dumnezeu sau stăpânul le-a dat niște talent. Le-a dat niște talent. La unul le-a dat 5, la unul 3, la unul un talent. Și l-au pus în negoț, că de-aia ți l-au dat, să-l pui în negoț. Dar era unul dintre el care era mai ocoș. Așa se zicea la noi. Ăsta era mai deștept. Au zis, nu. Eu nu risc nimic. Eu nu risc nimic. Când e furtuna acasă, când e furtuna afară, eu stau acasă și mă uit la televizor și nu mă duc la biserică. Doar risc dacă intru în furtună, nu? Eu nu risc nimic. Și pun talentul în pământ și las tot. Când vine stăpânul, uite aici talentul care mi l-ai dat, ți-l dau înapoi. O plăcut lui Dumnezeu, stăpânului lucrul acesta. Nu a plăcut. Nu a plăcut. Rovi Clean i-a spus. Știi, spune în altă parte, știi că semăn de unde n-am, sece de unde n-am semănat. Și trăie de unde n-am. Și totuși nu ți-ai permis să faci lucrul acesta? Dragii mei, să avem de grijă să ne implicăm familie în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă până aici n-am făcut-o, aș vrea și în privința aceasta să ne punem în rânduială, amin? Amin, fraților? Cum a fratele Vasile o să amin? Ori o zis ca să termin, ori o zis că e de acord cu mine. Și încă un lucru și apoi mă apoi proprii de încheiere și las pe fratele Iosif 5 minute să repare tot ce am greșit eu. În 2 Petru, m-am amintit de fapt azi dimineață, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 8. Dacă vom face așa, dragii mei, dacă vom face așa, căci dacă aveți în voi, din belșug aceste lucruri, dacă aveți, din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, nu ne vor lăsa să fim leneși și nici neroditori. Implicați-vă familiile. Dacă până aici, dragii mei tineri, dacă credeți că nu, acum nu mai trebuie, fac după capul meu, părinții nu mai are control asupra mea, să pe salariul meu fac ce vreau. Dar vreau să spun, asta e nimic. Asta e nimic. Am plecat din România la 20 de ani jumate. Și am umblat pe unde am vrut eu. Niciodată nu m-a luat aici meu de urechi, gata, am scăpat. Aș vrea să vă spun ceva. Și am văzut, într-un an jumate cum am plimbat, am văzut cât o văzut altul poate în 50 de ani. Și aș vrea să vă spun ceva. Viața nu-ți oferă nimic. Viața nu-ți oferă nimic. Dacă este cineva care îți oferă, este Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și să nu luați aminte. Și dragii mei, dacă facem aceste lucruri, 1. Ne punem pe noi rânduială, punem casa rânduială și apoi implicăm familia noastră în biserică, în lucrarea în biserică. Este o răsplată pentru acestea. Este o răsplată. Dumnezeu toată munca noastră încununează cu o răsplată. Să nu creadă cineva că cineva lucrează pe gratis. Să nu creadă cineva. Cum plătește Dumnezeu, nu plătește nimeni. Nici guvernul. Cele mai bune salarii le plătește guvernul. Dar vreau aici în Canada, dar vreau să spun, Dumnezeu plătește mai bine ca guvernul. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. Uitați ce spune Pavel Apostolul după ce a făcut aceste lucruri. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului Iisus. Dragii mei, vreți să primiți cununa vieții veșnice? Trebuie să facem aceste lucruri. Și dacă le facem aceste lucruri, cu siguranță, cu siguranță, Dumnezeu promite, Domnul Iisus Hristos promite că vom primi cununa vieții veșnice și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații, toate surorile din adunare, toți tinerii, familiile noastre și lucrarea noastră care o facem în adunare. Să fie totul spre slava lui Dumnezeu. Amin.
așezători, am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și pentru toate și din pămasă aceasta aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna Domnului, pentru că ne vom despărți din locul acesta și stăm fața noastră săptămână în care niciunul dintre noi nu știe ce va întâmpina. De aceea, să pot este bine și potrivit, ne rugăm să cerem ocrotirea Domnului. Amin.